Bună seara! În seara asta voi face sandvișuri la cuptor și pentru această rețetă simplă de sandvișuri voi avea nevoie de pâine feliată, 3 ouă, cașcaval felii, șuncă presată de porc sau de pui și ardei gras tăiat felii. Aici am cele 3 ouă, le-am pus în această farfurie și peste cele 3 ouă am pus fulgi de chili și sare. Și voi bate ouăle împreună cu fulgii de chili și sarea. Foarte bine. Aici am o tavă de aragaz. Am pus puțin ulei și hârtie de copt. Și voi lua cât o felie de pâine și voi înmuia felia de pâine în acel ou bătut cu sare și fulgi de chili și o voi înmuia în nou pe toată suprafața feliei de pâine și o voi pune în tavă. Voi proceda la fel și cu următoarea. Aproape ca să vedeți. Nu voi ține foarte mult, cât să fie foarte puțin cu ou. Nu voi scurge foarte bine de surplusul de ou. Și voi pune totul în tavă. La fel voi proceda și cu următoarea felie. Voi proceda la fel cu toate feliile de pâine până când le voi termina pe toate. Pâine, sandvișurile puteți să le faceți, feliile de pâine puteți să puneți câte felii de pâine doriți. Eu voi face 6 sandvișuri, feliile mele de pâine sunt mai mari. Dacă ouul se va termina, mai bateți 2 ouă până terminați feliile de pâine. Acum depinde și de cât de multe sandvișuri doriți să faceți. Am terminat de pus felia de pâine în acel ou și acum voi lua șunca presată. Eu am șunca presată de porc. Puteți să folosiți orice fel de șunca presată doriți. Și voi pune șunca presată pe toată suprafața feliilor de pâine. În felul acesta voi proceda cu toate feliile de pâine. Aceste sandvișuri sunt foarte gustoase și ușor de făcut. Le recomand să le pregătiți și voi. Acum voi pune și cașcavalul. Puteți să puneți și cașcaval ras pe răzătoare. Și voi proceda la fel tot cașcavalul până voi termina pe tot de pus pe felia de pâine. Acum voi pune și ardeiul. Ardeiul tăiat felii. Și voi proceda la fel cu tot ardeiul până voi termina de pus pe sandwich. Am terminat de pus feliile în acel ou, șuncă presată și ardei, apoi am venit cu cașcavalul deasupra.
Voi introduce totul la cuptor la 170 de grade și le voi ține până când cașcavalul se va topi deasupra. Sandvișurile cu cașcaval și șuncă presată au ajuns la final. Este o rețetă ușor de făcut și foarte gustoasă. O recomand să o pregătiți și voi și nu vă ia nici foarte mult timp la prepararea lor. O puteți servi alături de roșii, castraveți dulci, ketchup. Sunt niște sandvișuri foarte gustoase. Sper că v-am fost de folos și cu această rețetă. Sper să le încercați și voi. La revedere!